Torționarul Ion Ficior a fost dat pe mâna justiției de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Fostul comandant al coloniei de muncă Periprava este acuzat de genocid. În timpul mandatului său dintre anii 1958 și 1963, numai puțin de 103 deținuți ai regimului comunist și-au găsit sfârșitul în colonia de muncă de la Periprava. După dosarul lui Vișinescu și cel deschis pe numele lui Ficior, a fost înregistrat la parchetul general. Colega mea, Monica Moana, urmărește subiectul și vine în direct cu toate detaliile. Monica, bun găsit! Ce urmează în acest caz? Bun găsit! Anchetatorii urmează acum să strângă probe la dosar, să audieze martori. Va fi chemat la audieri și Ion Ficior, care va avea ocazia să le spună procurorilor partea sa de poveste. De altfel, cei de la Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului le-a solicitat celor de la parchet să nu îi dea voie colonelului să părăsească țara, având în vedere că acesta are un frate în Statele Unite și ar putea să meargă la el. Trebuie să vă spun că de câteva zile, mai exact de 3 zile, el nu a fost văzut nici la apartamentul său din centrul capitalei, acolo unde locuiește de mai bine de 13 ani. Nici vecinii nu mai știu nimic de vecinul lor, nu știu dacă a plecat sau unde ar fi plecat acesta. Așadar, el ar fi a treia persoană care ar putea fi pusă sub acuzația de genocid după Nicolae Ceaușescu. El este acuzat mai exact că în timpul în care a condus colonia de muncă de la Periprava ar fi murit peste 100 de oameni, peste 100 de deținuți politici datorită regimului de teroare pe care acesta l-a aplicat. Mai exact, deținuții nu primeau de mâncare, erau bătuți în mod constant, nu aveau parte de îngrijiri medicale sau de medicamente dacă aveau nevoie. Așadar, noi rămânem aici la locuința acestuia să vedem dacă Ion Ficior va apărea. Foamea era îngrozitoare, ne dădea o zeamă de arpaca și un colț de pâine. Mâncai cel mai bine când visai. Apa pe care o beam era scoasă direct din Dunăre, iar țânțarii ne mâncau de vii. În anii 60, Mitică Popescu a trecut ca deținut politic condamnat la 3 ani de detenție pentru trădare și trecere de frontieră prin infernul de la Periprava. Torturile, povestește actorul, erau inimaginabile. De la foame la bătăi zilnice, toți deținuții erau supuși constant presiunilor fizice și psihice. Despre morți, maestrul își aduce aminte că la Sălcia numărul lor a fost mare. A venit tifoida peste noi, muncile erau crâncene. Mulți au murit de foame și de epuizare, alții de inimă rea. N-aveam voie să primim pachet sau să ne vedem rudele. Eram rupți complet de lume. Pentru cei în vârstă era îngrozitor. Se muncea pe rupte, trebuia să faci norma. Dacă nu, bătaia ta n-o lua nimeni. Mărturia maestrului se alătură seriei negre, povestite de celelalte victime ale torționarului Ion Ficior. Și a doua zi a venit Ficior, comandantul Periprave. Și atunci ne-a încolonat la rând și a întrebat ce meserie, ce cutare, pe fiecare, nu? Pe fiecare a întrebat. Și atunci a început înjurături și bătăi și... În funcție de meserie sau de ce? Sigur. A zis, unul a zis, medic primar. Păi ce ești? Ori primar, ori e medic. Jos cu el. Tratamentele aplicate în penitenciar erau cumplite. În doar 5 luni au murit 44 de deținuți. În acest moment, institutul a strâns dovezi concrete pentru 103 decese în timpul mandatului lui Ion Ficior. Explicația torționarului a fost halucinantă. Acesta a declarat că deținuții au murit de bătrânețe. Dumneavoastră considerați că oamenii ăștia au murit, că i-am bătut eu. 44 de deținuți, eu nu pot să... Îmi spun, domnule, au murit că i-am bătut eu. Au murit de bătrânețe. Deținuții au însă o altă variantă. Deci, la grind, cât am stat, iarna 59 spre 60, când am fost cei mai mulți, am fost vreo 2000. Și atunci am fost, după câte țin eu minte, în jurul 570. După iarna respectivă, jumătate a murit. Dacă te vedea că ești vesel, o, ce râs de mine, mă, banditule! Și în jurăturile de cruce, de biserică, de Dumnezeu, de mamă, erau la curent. Și ce urma după ce l-ai scos în față? Erai pătut. L-ați văzut cu acest pumnii, cu palmele, cu bătând oameni? Cum să nu? Cum să nu? Nu numai odată.
Cel mai tânăr deținut, care a decedat în timpul lui Ficior, avea 19 ani, iar cel mai în vârstă 71. Specialiștii Institutului pentru Cercetarea Crimelor Comunismului fac cercetări la mai multe gropi comune descoperite în apropierea penitenciarului Periprava, locul unde erau depozitați deținuții politici din lagărul comunist condus de Ion Ficior. Un astfel de loc a fost descoperit la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina. Unul dintre deținuții politici, Octav Bioza, a povestit cum se îngropau cadavrele. Când erau în criză de, să zic, de mână de lucru, s-au întâmplat cazuri când au fost duși unii mai tineri, mai puternici dintre noi, ca să facă această operație de îngropare a cadavrelor. Dar nimeni nu a reușit să sape o groapă mai adâncă de 80 de centimetri. Pentru că deja la jumătate de metru se dădea de apă și atunci se lua un malder de stuf lung de circa 3 metri și cadavrul era introdus în mijlocul acelui malder de stuf. Cunosc cazuri când erau înmormântați în pielea goală niște lădoaie de scândură de formă paralelipipedică. După ani, torționarul și-a păstrat stilul agresiv pe care și-l impune în fața vecinilor de bloc. Dar respectă ca să fii respectat, doamna Morariu, să respecti. Ar trebui să fiți cu tonul mai scăzut când vorbiți cu oamenii. Pentru că domnul Feciorul, într-adevăr, a fost un comandant și se comportă ca un comandant. Doamna, nu zic mai insinuat. Și atitudinea dumneavoastră de conducător ați respectat în fiecare. Cu toate că Ion Ficior spune că nu regretă nimic, la Periprava, din cauza foametei, frigului și a bătăilor zilnice, numărul deceselor înregistra o rată record.